La ședința publică de transfer a cadrelor didactice aflate în restrângere de activitate au fost evaluate 65 de dosare corespunzătoare unui număr de 54 de profesori. Diferența constă în faptul că un cadru didactic poate depune mai multe dosare conform specializării de pe diploma de studiu. Au existat dificultăți de rezolvare a restrângerii de activitate, în special la limba și literatura română, unde am avut 10 cadre didactice aflate în restrângere de activitate. Acestea au optat pentru detașare în interesul învățământului la sfârșitul ședinței publice de ieri sau au renunțat și au optat pentru detașare în interesul învățământului în următoarele ședințe publice. Restrângerile de activitate nesoluționate prin transfer vor fi finalizate de către Comisia Județeană de Mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar sau în etapele ulterioare prin detașare în interesul învățământului.